Doamne și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom vorbi despre fotbalul ieșan. Da, ați auzit bine. Uh, în această emisiune v-am promis, în urmă cu destul de mult timp, că nu vom mai discuta despre fotbalul ieșan decât atunci când va fi cazul. Iată, astăzi este cazul să discutăm despre fotbalul ieșan. Invitații noștri sunt domnul Adrian Ambrosie, președintele Fundației Sportul Ieșan. Bună ziua, domnul Ambrosie, bine ați venit în platoul la noi. Bună ziua, nu sunt președintele Fundației Sportului Eșan, sunt președintele Clubului Sportiv Municipal Politehnica Iași. Așa este, că între timp s-a schimbat uh, Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iași. Da? Și domnul uh, Tibor Selimeș. Bună ziua, domnul Selimeș și director bună sportiv. Bună ziua. Bun. Ha, am înțeles că avem un nou investitor. Haideți să începem cu, cu această știre. Am înțeles că avem un nou investitor la Politehnica Iași, nu? Așa este. S-a semnat contract în ce condiții... Care sunt condițiile din contract? Da, în primul rând, de ce am ajuns să căutăm un investitor? Pentru că situația clubului, cel puțin de atunci de când am preluat clubul anul trecut, undeva în luna iunie, nu era foarte fericită. Am avut o datorie istorică, aș putea să o numesc, pe care am dus-o și anul acesta. Am ajuns într-un punct în care primăria n-a mai putut să ne susțină prin Fundația Sportului Eșean, așa cum ați spus mai devreme Și în situația în care eram, ajungeam să ne scufundăm Din acest motiv am avut nevoie disperată, am putea să spunem, de un colac de salvare Și atât că acest colac de salvare, ne mai venind din partea primăriei, a venit printr-un investitor care se numește domnul Horia Sabo Bun, s-a semnat un contract cu domnul Sabo. Domnul Sabo, am înțeles că a venit din Baia Mare. Contractul pe ce perioadă este? Este pe perioadă nedeterminată? Este pe un an, pe doi? Ca orice contract de asociere, este pe o perioadă de, mă rog, noi am pus 5 ani, este pe o perioadă determinată. Dorim ca în acest 5 ani, timpul contractului, să putem să obținem cel puțin două obiective O anumită stabilitate financiară pe termen lung Și, bineînțeles, performanțele sportive Pe care și le doresc fiecare dintre suporterii noștri A, bine. Asta este fără, fără doar și poate Domnul Selemesi. Da. care ar fi performanțele spre care s-ar dori să tindă echipa eșeană? Ce, ce și-a propus? Pentru că, hai, nu, haideți să discutăm în, uh, întâi despre ce s-a întâmplat până acum. A fost un campionat în care eu trebuie să recunosc, deci eu trebuie să recunosc cinstit, m-am simțit mândru că Politehnica a bătut pe CSB-ul. Când a prins-o... Da, asta mi-a plăcut și mie, să știți. Eu deci... din și mi-a plăcut foarte mult uh, că ați bătut uh, steaua. Da, eu am, ce am văzut eu, a fost un campionat rău și de, de Este o, a fost o echipă ambițioasă și o echipă foarte bine organizată. Și deci noi trebuie să mergem pe aceeași uh, formulă. formulă. Trebuie să, să continuăm acest lucru. Trebuie să, să avem uh, să avem, cum a zis și domnul președinte, să avem o stabilitate financiară și pe asta poți să construiești. Bun, stabilitatea financiară vine din partea investitorului. Da. Sunt convins că a fost analizat, a fost verificat, cum se spune, și oferă această stabilitate financiară. Dar stabilitatea financiară ar trebui să meargă mână-mână cu performanța, nu? Bineînțeles. Adică ce, ce și-a propus sau ce își propune Clubul Politehnica Iași nu neapărat. Știți că anul acesta, campionatul acesta, bine, suntem în primele șase. Foarte bine, felicitări. ne-am propus și anul viitor același lucru ca să fim în primii șase. V-ați propus anul viitor să bateți pe CSB-ul? Sincer, mi-aș bucura din tot sufletul să bat pe decât ul de sau steaua de câte ori jucăm. Dar nu asta e important. Pentru noi e important să ajungem unde ne-am propus. Asta este vorba de primul an. Dar, după aia, trebuie să, să ne, ne am gândit ca să ajungem în astea 5 ani să ajungem cu mașini în Cupele Europene. Domnul Selmeș, ați jucat fotbal, ați avut performanțe, sunt convins că toți iubitorii de fotbal știu. Cât timp este nevoie să formezi o echipă în campionatul nostru ca să poți să zici, pă, fără doar și poate ajungem în Cupele Europene cu ea? Cât timp? Depinde. Acum chiar am vorbit și înainte. Poți să aduci jucători de 10 milioane de euro care nu se integrează. Poți să aduci 1, 2, 3. Nu. E vorba de ce jucător ți alegi, cum se integrează, după aia, nu știu, antrenorul îi place, nu îi place stilul lui. Deci sunt foarte multe lucruri. Cum se adaptează la, În la ea. De... Și... În 5 ani de zile, eu... eu sunt convins că în 5 ani de zile ne, ne îndeplinim obiectivul ăsta de a ajunge, de a ajunge în Cupele Europene. Să dea domnul. Să dea domnul pentru că, domnul Ambrosie, bă, bă, Iașu a mai fost printr-un concurs de împrejurări. A ajuns să joace într-o cupă, dacă nu mă eu, Inter-Toto, inter Tot nu? Da. Datorită faptului că în acea perioadă la Dinamo au fost oare probleme în primul an, echipa a jucat Europa League, în preliminarii, și asta s-a întâmplat acum 2 ani. Acum 2 ani știu pentru că uh, tot Iașu uh, era într-o într -o fierbere. Uh, în sfârșit, Politehnica Iași, prima dată, zi istorică, marcăm. Dar a fost, cum să vă spun, un, un concurs de împrejurări. Credeți că uh, în 5 ani de zile, cum uh, speră și domnul Selemeși, Iașu să poată să spună, domnule, fără doar și poate, intrăm într-o Cupă Europeană. Așa cum a spus și colegul meu, Tibi, eu cred că fiecare lucru bine făcut necesită timp, necesită încredere și de aici vrem să plecăm: să avem încredere unii în alții și, în același timp, să avem încredere a celor care ne susțin, pentru că lucrurile nu depind atât de mult de uh, calitatea, să-i spunem așa, a jucătorilor pe care. O să-i aducem de investițiile pe care o să le facem. Cât va conta foarte mult, cât de mult se vor integra și cât de mult împreună vor face ca această echipă să aibă rezultate. Deci, în final, totul ține de rezultate. Eu cred că o echipă se stabilizează în 3 ani, iar adevăratele performanțe probabil că între 3 și 5 ani apar. Dacă lucrurile merg așa cum ne le-am propus dacă se vor investi acești bani de care avem nevoie, vor fi aduci acei jucători care să se integreze, vor reuși uh, să se impună în fața uh, antrenorului și Senzația că nu au cum să că... se impună, antrenorul este cel care Să se impună în sensul că au performanțe și demonstrează. Da, A. și demonstrează la antrenamente și după <coughs> aia, atunci când sunt puși în joc. Eu cred că aceste obiective pot fi realizate. Pe de altă parte, uitați-vă, în fotbalul mare iau pe echipa PSG din Paris, care a investit milioane, cel mai scump transfer din istoria fotbalului în Neymar și atât că nu a ajuns să facă performanțele pe care Bine, acuma, a Bine, acum Neymar poate să aibă o scuză domnule, m-am accidentat, nu a fost vina mea, nu. Bă, scuze se găsesc oriunde. Da, da, vorbim de o investiție de un miliard de euro nu vorbim de un milion de euro Domnul, să le Sunt convins că Neymar când a ajuns acolo la PSG În prima lună vânzările De tricouri de, de, Au crescut astfel încât și-au amortizat uh, uh, Destul de mult Din investiția făcută Pădea, să vină, Vorbim de cel mai bun jucător din lume perfect, să vină Și ne cu cel mai bun jucător Sau cei mai buni care au Așa și este. investit nu, n-au trecut de optim. Deci, Așa este, deci performanța... Uh, asta nu că în da. înseamnă dacă eu investesc și aduc cei mai buni jucători, nu înseamnă că mi-am făcut și în primul an, Apa, nu, nu în primul azi, an. Bun, în primul Dar, an da. cu timpul cu siguranță o să vină, dacă, dacă noi muncim și am venit ca să facem performanțe, n-am venit aici să, să stăm, am venit să facem performanță, dacă muncim cum a zis și domnul președinte, mugim și toată lumea suntem în aceeași barcă. Eu, eu, eu sunt convins că vom, vom reuși. Bun, domnul Ambrosie, asta de vorbă cu domnul Sabu. Nu? A, mai, sunt convins că au fost discuții îndelungate până când s-a ajuns la acel uh, acord. Este domnul Sabu un, un investitor care va dori să intervină în formarea echipei în nominalizarea unui jucător poți cum face unul dintre ei patronii din Liga 1 de n-ar mai face? Odată ce l-a dus lângă el pe domnul Selimers, care are foarte mare încredere și care are foarte multă experiență din punct de vedere fotbalistică, eu cred că a dat un mesaj clar că nu se va implica în echipă decât prin cei care sunt abilitați, cei care au experiență. Și în primul rând antrenorul Flaviu Stoican, care este primul, așa să spunem, răspunzător de ceea ce se întâmplă în vestiar. Apoi, domnul Selimeș, care, să zicem, reprezintă partea... A directorului sportiv care transferă jucători, propune jucători. Cu echipieri, ca între presupun că nu o să fie uh, probleme nu? Nu, de nu, comunicare asta cu. Da, nu, nu, nu. Asta, asta să știți că e foarte important să avem o comunicare bună, să colaborăm foarte bine împreună. Deja am discutat foarte multe. Ca ce jucători vrem să aducem, cum vrem să aducem. Dar nu pot să uiți. vă spun nume, nu, 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 să nu, nu mă, mă întrebați, sta, dar nu, 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 stați puțin. Nu, nu vă întreb ce jucători, dar veți aduce din campionatul nostru sau veți tatona și în exterior? Bineînțeles, ne tatonăm și în exterior, că acum trebuie să venim cu câțiva jucători de valoare care să ne aducă plus, plus valoare pentru, pentru echipă ne uităm și pe jucătorul român și chiar am discutat cu și cu domnul Sabo și cu domnul președinte de a ne forma o echipă a doua. Asta nu știu când o să reușim anul ăsta sau la anul viitor, pentru că vreau să vre, vrem să facem, să ducem foarte mulți, să vedem și copiii de aici din Iași, tineretul care. Promovăți echipa doua de unde săi promovați la... săi promovăm în, în prima echipă. este un lucru care la, se practică de foarte mult timp la marile cluburi. Au echipa principală, au echipa a doua, și în condițiile în care arăți că poți, ești promovat fără discuție la echipa principală. Dar uh. eu vreau să vă întreb un alt lucru, pentru că <coughs> spuneați chiar, chiar mai înainte, ați spus de faptul că încercați să vedeți uh, tinerii din Iași, tinerii din zonă. Uh. Sunt, cunoașteți echipa? Cunoașteți, nu cunosc tineretul. Nu cunosc echipa. Bun, domnul Ambros. dumneavoastră, trebuie, nu aveți cum să nu cunoașteți lotul uh, politehnicii. Nu, Sunt convins cunoașteți și uh, uh, cum să vă spun, tinerii care vin prin uh, jurul lotului există la ora actuală în Iași. Tineri valoroși care să poată să facă față echipei principale? Sunt acești tineri, au talent, sunt uh, juniorii noștri care s-au calificat avându-l pe Gelu Paveliuc în, la turneul de elită. Apoi, uh, următoarea generație este condusă de Adrian Dobrea, iarăși un fost fotbalist emblematic al Polteinicei. Sunt ju jucători în cele două loturi, A și B de juniori, care sunt foarte talentați. Uh, dincolo de talentul pe care îl au, există și acea șansă, dacă putem să-i spunem, de a putea să fie la momentul potrivit promovați de antrenorul potrivit. Pentru că saltul este foarte mare de la juniorat la Liga 1 ceea ce spunea domnul Selimeș cred că este binevenit și anume să avem ceva tampon între echipa întâi este, și da. junior da, pentru că trebuie să formezi cum se spune, trebuie să ai cât mai multe ore de fotbal în vârful bocancului pentru a putea exact. face față. și nu numai din Iași eu cred că zona noastră a Moldovei este o zonă Puțin explorată. A, stați puțin. Și, păi vă bate și cu Botoșană și mai jos cu Vasul. de Bine, ce voastru? nu? Dar, dar, dar putem oricum? găsi jucători valoroși pe care să-i aducem, să-i creștem, și într-o zi să facă acest pas la echipa mare. De obicei se zice că dintr-o generație de jucători de juniori, probabil că unul doi ar fi cei care fac pasul spre echipa mare. Noi avem deja câțiva jucători care au promovat la echipa mare. Este vorba de Danale, un jucător care în, cel puțin în partea a doua a campionatului a jucat, a demonstrat că are calități și așteptăm în continuare să fie un jucător de bază pentru echipa noastră. Bun, acum este venit domnul Sabu investitor principal, dar au rămas și autoritățile locale să vă sprijine. Nu, este nu. un club privat. S-a terminat. Este cu tot ce înseamnă... un club care va trăi prin fonduri proprii, în sensul că vor fi probabil sponsori care vor susține această echipă, drepturile din televiziune și în ultimul rând investitorul care va contribui cu acea sumă de bani. De care este nevoie ca să poată funcționa acest club. Nu vor mai fi bani publici, cel puțin la echipa de seniori, la echipa profesionistă, pentru că nici legea, din ceea ce spunea și domnul da. primar, nu permite acest legea lucru. Legea nu mai permite să, să uh, vii cu. cu... Este considerat ajutor de stat în condițiile în care echipa <coughs> merge la. într-o cupă europeană, cum și-a propus Politinca, la un campionat uh, internațional, nu se poate. Bun, dar eu vreau să vă întreb un lucru. Stadionul în continuare aparține autorităților locale. Vi s-a cedat dreptul de folosință gratuită? Acest drept este cedat printr-o hotărâre a Consiliului Local. Este pe 5 ani, undeva în 2020, dacă nu mă înșel, va fi finalul acestui va contract. Va expira acest contract. Am primit sprijin în continuare din partea autorităților, din partea domnului primar care și-a exprimat în continuare dorința, mai ales dacă nu va finanța acest club, această echipă, să susțină cel puțin prin stadionul prin care noi sperăm să putem aduce cât mai mulți exact zi, spectatori. și stadionul va trebui să fie mărit dacă da. intră Politehnica într-o cupă europeană. Asta vin este de la UEFA, o altă Facebook. discuție. Probabil că am rămas cu unul dintre stadionele cele mai, hai să zicem așa, mici din țară ținând cont de Liga I și de obiectivele pe care le avem. Din alt punct de vedere, ne dorim, la fel cum la Craiova s-a realizat acel stadion frumos, care atrage peste 20.000 de spectatori, eu consider că dacă vom avea un astfel de stadion, vor fi mulți iubitori ai fotbalului, ai sportului, care ar vrea să vină la meciuri, mai ales dacă și echipa ar avea performanțe. După cum mi spus, nu, 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 nu mă lasă sufletul să nu vă întreb. Credeți că vom avea și noi vreun ministru al muncii? Adică actualul primar, credeți că va ajunge ministrul muncii ca să poată să facă un astfel de stadion? Pentru că la Craiova, Olguța Vasilescu, ar trebui toți oltenii să-i mulțumească. Bun, haideți să trecem puțin peste asta. Domnul Selemeș, care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, minimul de jucători care ar trebui aduși la Politehnica Iași? pentru, să zicem, peste trei ani de zile să putem face o performanță din toate punctele de vedere. Deci un număr minim. Nu pot să zic aici de minim sau maxim. Uh, am discutat mai mult pe, pe postul. Noi vrem să, să facem o axă centrală foarte puternică. Asta e ideea mea, ideea lui, lui Stoicani, ideea lui domnul președinte și ideea lui domnul Horea. Ca să facem o echipă puternică, asta înseamnă că axa centrală trebuie să fie foarte puternică. Asta vrem să, să o îmbunătățim și să, să facem o echipă puternică, așa. După aia vedem. Pe celelalte posturi se, pe, pe, se pot se uh, pot rula, nu? Și oricum avem avem câțiva jucători care și anul trecut au demonstrat. Aici vorbim și de Frosinescu, de Mialache, vorbim de de Cristea, vorbim de Sin, de Babiuc, nu? Bădic, uh, vorbim de, de foarte mulți jucători. Putem vorbi și vorbim și de ce... acei jucători care au Poți, vânduți, va mai vinde Politehnica ca ea jucători? La un moment dat este o parte din procesul natural a fiecărei echipe să aduci jucători, să-i folosești, să-i formezi, să-i să, să, să joace pentru echipă, să-i ridici ca valoare și apoi să-i vinzi. Cred că ăsta este parcursul normal pentru că fiecare dintre jucătorii care vin la poli nu cred că își doresc doar să joace la poli la un moment dat își doresc să meargă la echipe mult mai mari și în felul ăsta fiecare are de câștigat. Domnul Politehnica este în primele șase. Indiferent ce ar spune Cărcota și ce încearcă ei să spună, asta este realitatea. Dacă nici Politehnica nu este o echipă totuși de top la ora actuală, și vorbim la ora actuală în România, cine-i Botoșanu care... Va rămâne singura echipă de Liga din zona Moldovei. Dacă o luăm așa, și, și stau. este o echipă foarte puternică și din da, Europa. Sta, stați puțin, Dar vorbiți, de, nu și, vorbiți, de, a, vorbiți de FCSB. FCSB. Nu așa, așa este. Aveți e în liga a, a Și a de patru. FCSB, care e FCSB și atrag foarte mulți jucători. Vin jucători de valoare și ei vor la un moment dat să plece la o echipă mare. E, e normal acest lucru. Așa da, o să fie da. și aici. Aduci jucători, ei crești când au crescut la un nivel unde nu mai poți să-i ții, atunci, și e bine și pentru club, e bine și pentru, pentru jucător, atunci e logic. Așa că la un moment dat simți că jucătorul spune, de... doamne, am făcut tot ce este posibil pentru ea și vreau și eu să merg mai departe. Și jucătorul ăla te-a dus la un nivel mai înalt. E clar. Deci, deci cam asta este... Câștiguri din ambele părți. Din ambele părți, bineînțeles. Bun. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Ce pot să vă doresc decât succes în... în, în să zicem, obiectivele pe care vi le-ați propus, și să dea domnul ca, după 5 ani de zile, să putem merge la stadion, să zicem, domnule, fără doar și poate porteni, ca joacă în Cupa Europeană pe bune, nu datorită unei conjuncturi Domnilor și domnilor, punem punct final ediției de astăzi, dar să știți că vom relua ciclul de emisiuni cu fotbalul Eșan pentru că de, să zicem, o zi nu s-a semnat contractul. Două zile, trei zile? Vineri. Vine. așa. De trei zile, echipa din Copou este o echipă privată și atunci va trebui să, să fim foarte, foarte atenți la rezultatele ei. Până data viitoare, cele bune, la revedere!